alții, miloși și iertați-vă unii pe alții, cum vă ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iată lucrurile la care suntem chemați, la iertare, la îndurare și la nădejdea în care am fost chemați. Așa cum scrie și în Coloseni, capitolul 3, versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase. Dumnezeu să ne ajute, ne plecăm pe genunchi, cerem ajutorul Lui și să ne dea o minte înțeleaptă ca să putem duce cuvenința frumos până la capăt. Amin.